5 octombrie 2019, Hotel Intercontinental. Suntem împreună cu domnul profesor Mihai Adrian Hotca. Domnule profesor, în primul rând, felicitări pentru realegerea în Consiliul Baroului București. Practic, după al patrulea tur al alegerilor, în sfârșit, lucrurile sunt foarte clare pentru pozițiile și pentru candidații de la Baroul București. Mulțumesc în primul rând pentru felicitări. Vreau de asemenea să mulțumesc colegilor avocați care au avut încredere în mine și și-au dat votul pentru a intra în Consiliul Baroului București. Într-adevăr, după mai multe încercări, iată că în această dimineață am aflat că sunt din nou membru în Consiliul Baroului București și mă bucură acest lucru, mă onorează, dar mă și obligă pentru că sunt multe lucruri de făcut în interesul profesiei. Care sunt proiectele dumneavoastră pentru următorul mandat de 4 ani în cadrul Consiliului Baroului București? Am multe gânduri, multe idei. Principalele mele preocupări în cadrul noului Consiliu al Baroului București vor fi legate, în primul rând, de pregătirea profesională a avocaților. În al doilea rând, se vor referi la propuneri de modificare, de îmbunătățire a legislației în domeniul organizării și exercitării profesiei de avocat. Vor avea în vedere și chestiuni care țin de asistența judiciară, pentru că și aici există probleme de aplicare practică a dispozițiilor actuale, dar și de lipsă a unor principii și reglementări secundare care să faciliteze această activitate foarte importantă atât pentru justițiabil cât și pentru avocați, asistența judiciară. De asemenea, sigur, cu ajutorul colegilor și cu sprijinul structurilor centrale de conducere ale avocaților, mă gândesc să facem mai vizibilă profesia de avocat atât în cadrul profesiilor juridice, în special a profesiilor liberale, dar și pe un plan mai larg în cadrul societății, pentru că această profesie, care este la fel de nobilă ca și magistratura, eu cred că nu a beneficiat de o vizibilitate pe potriva nobleței sale. Care sunt lucrurile care sunt pe agenda pe termen foarte scurt Consiliului Baroului București, poate rămase din mandatul fostului Consiliu și care vor trebui rezolvate cât mai urgent? Una dintre problemele rămase nerezolvate este chiar aceasta, sigur, în parte, a plății onorariilor pentru asistența judiciară din oficiu. O altă chestiune care nu a fost încă soluționată, pentru că au fost și aceste alegeri, aceste repetate convocări ale avocaților pentru alegeri, se referă la organizarea practica pregătirii profesionale. Noi, în perioadele de campanie electorală, chiar și pre-campanie electorală, am fost reticenți în a organiza activități de pregătire profesională, pentru a nu se considera că prin aceasta cineva ar putea câștiga notorietate în plus sau ar avea, eu știu, în final un beneficiu de pe urma acestor activități. De asemenea, este chestiunea legată de implementarea unor dispoziții legale recente, cum este
legea 129 pe 2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Și mai sunt și multe alte probleme care au rămas, dar eu cred că în viitorul apropiat cele mai multe vor fi rezolvate, iar cele care presupun termene mai lungi, în funcție de evoluția evenimentelor, le vom rezolva și pe acelea. Având în vedere faptul că abia după al patrulea tur a fost îndeplinit cvorumul pentru aceste alegeri, credeți că trebuie schimbat ceva în modalitatea de organizare, în durata în care sunt aleși colegii? Practic au fost câteva runde în care a fost o singură zi sau o jumătate de zi și s-a reușit alegerea organelor de conducere după un ultim tur care a durat o săptămână și s-a dovedit de succes, să zic așa. Fără îndoială că sunt anumite chestiuni care, într-o viitoare modificare a legislației specifice profesiei de avocat sau dacă se va adopta o nouă lege a profesiei de avocat, vor trebui să fie puse în acord cu noile evoluții ale societății. Dar aș preciza totuși faptul că prin eforturile mai multor avocați, în această vară a fost adoptată o lege care practic a permis organizarea alegerilor cu cerințe de quorum un pic mai leznicioase. Și cu ajutorul ultimei modificări, practic, am reușit ca la a doua convocare să putem organiza adunare deschisă și să, iată, să se realizeze cvorumul și mai mult decât atât să fie depășit în mod substanțial. Domnule profesor, vă mulțumesc și sper ca la sfârșitul celor 4 ani de mandat în interiorul Consiliului Baroului București să vă fi îndeplinit obiectivele cu care porniți astăzi la drum. Doamne ajută și să fim sănătoși!